Liberalul Bronislav Komorowski este câștigătorul primului tur al alegerilor prezidențiale din Polonia. Actualul președinte interimar a obținut 41% din voturile alegătorilor. Pe locul secund se situează conservatorul Jarosław Kaczyński, fratele președintelui defunct Lech Kaczyński, cu 36% din voturi. Un al doilea tur de scrutin va avea loc pe 4 iulie. Juan Manuel